Eu, bine v-am regăsit, mă numesc Elena Țincu, sunt profesor de matematică la Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu iar astăzi vom lucra împreună la geometrie proprietățile triunghiului isoscel. Triunghiul cu două laturi congruente se numește triunghi isoscel. Pe desenul nostru notat triunghiul ABC, AB egal cu AC și atunci spunem că triunghiul ABC este isoscel. Prima proprietate a triunghiului isoscel se referă la unghiurile de la bază. Triunghiul isoscel spunem noi în notațiile și în vocabularul uzual că are vârful, punctul din care pleacă cele două laturi congruente, iar bază, latura pe care se fixează uh, triunghiul, adică. Cea de-a treia latură, care nu are lungimea egală cu celelalte două uh, laturi. Și acum spunem că în triunghiul isoscel, unghiurile alăturate bazei sunt congruente. Da? În desenul nostru avem triunghiul isoscel ABC, laturile congruente ABC și trebuie să demonstrăm că unghiurile de la bază, adică unghiul B respectiv unghiul C sunt congruente. Pentru a face această demonstrație considerăm înălțimea din punctul A pe care o notăm AD de fiind piciorul perpendicularei din A pe latura BC și acum spunem că am format două triunghiuri dreptunghice ABD și ADC. ADB cu unghiul în D, ADC cu unghiul în ADC. Da? Ce observăm noi pe cele două triunghiuri dreptunghice? Observăm că au ipotenuzele egale și mai au cateta comună, AD. Și atunci spunem că ne aflăm într-un caz de congruență și anume cazul ipotenuză-catetă. Și Concluzionăm că cele două triunghiuri, ADB și ADC, sunt congruente, de unde rezultă că și celelalte elemente corespondente sunt congruente. În cazul nostru, elementele corespondente sunt unghiul ABD congruent cu unghiul ACD. Și am concluzionat că unghiurile de la Baza triunghiului Isoscel sunt congruente. O altă proprietate a triunghiului Isoscel ne spune că în orice triunghi Isoscel, înălțimea corespunzătoare bazei este bisectoare, mediană, mediatoare și axă de simetrie. Prin proprietatea 1 observăm că unghiurile de la bază sunt congruente și atunci AD este. Bisectoarea unghiului BAC deoarece și unghiurile BAD respectiv CAD sunt congruente. Pe AD am considerat o înălțime. În urma congruenței celor două triunghiuri, ADC și ADB, conform cazului ipotenuză catetă, rezultă că și BAD este congruent cu unghiul CAD. Atunci, spunem că AD, pe care noi am considerat o înălțime, este și bisectoare. Prin urmare, bisectoarea dusă din vârful triunghiului isoscel BAC este și înălțime și s-a demonstrat una dintre proprietăți. Da? Înălțimea corespunzătoare bazei este... Bisectoare. Mai departe, această bisectoare AD este și mediană. Folosind cazul de congruență catetă unghi, constatăm că BD este congruentă cu DC, deci AD este și mediană. Cum AD este perpendiculară pe PC și AD este mediană, rezultă că AD este și mediatoarea corespunzătoare bazei BC. Și dacă este mediană, aria triunghiului ABD este egală cu aria triunghiului ACD și este egală cu AD ori BD 2 egal cu AD ori CD pe 2 exact cum știm din proprietatea medianei, mediana împarte triunghiul în două triunghiuri de arii egale. Această proprietate deja am demonstrat-o. Din proprietatea 2 segmentăm trei proprietăți pe care le-am precizat și pentru care am făcut desenele. Mergem la o altă proprietate referitoare la triunghiul isoscel și anume Proprietatea legată de linia mijlocie. În orice triunghi social, liniile mijlocii sunt paralele cu bazele și sunt congruente. Considerăm MPN mijloacele laturilor ACCBAB, și cum avem. M aparține lui AC și M mijloc, atunci AM egal cu MC, N aparține lui AB, AN egal cu NB, iar P aparține lui CB, rezultă că CP egal cu PB. Atenție, am spus așa că liniile mijlocii care sunt paralele cu laturile congruente sunt congruente. Adică noi trebuie să arătăm că MP congruent cu NP. Da? Deci liniile mijlocii care sunt paralele cu laturile congruente sunt congruente. Din M și N, mijloacele laturilor AC respectiv AB respectiv pe mijlocul laturii CB ducem MP o linie mijlocie care este paralelă cu AB și o a doua linie mijlocie NP care este paralelă cu AC. Conform proprietății liniei mijlocii, Lungimea lui MP este jumătate din lungimea lui AB, iar NP este jumătate din lungimea lui AC. Dar, cum triunghiul ABC este isoscel cu AB egal cu AC, rezultă că segmentele MP și NP au aceeași lungime, adică jumătate din AB sau jumătate din lungimea lui AC. Și așa am demonstrat că liniile mijlocii paralele cu laturile congruente sunt de lungime egale. În triunghiul isoscel ABC de bază BC și unghiul din vârf 30 de grade, se consideră punctul de pe latura AC, știind că BC egal cu BD, să se afle măsura unghiului CBD. Știind că triunghiul isoscel are laturile uh, care pleacă din vârf egale și considerând că punctul D se află pe latura AC, cu BC egal cu BD, cum ne spune problema, Constatăm că se formează un alt triunghi, BDC, care are două laturi de lungime egale și anume BDC triunghi Isoscel. Dacă BDC este triunghi Isoscel, conform uneia dintre proprietățile triunghiului Isoscel și anume unghiurile de la baza triunghiului sunt congruente, atunci constatăm că unghiul BDC are și el 75 de grade. Iar unghiul CBD se află scăzând din 180 de grade de 2 ori 75. Și atunci unghiul CBD are 30 de grade. Considerăm triunghiul isoscel BAC cu unghiul în vârf de 120 de grade AB 10 cm. Pe baza BC se consideră punctul D, astfel încât DA egal cu DC. Ne cere să demonstrăm că AD este perpendicular pe AB și să aflăm valoarea produsului CD, orice CB am realizat desenul astfel încât să reasă ceea ce avem în ipoteza problemei și anume că segmentul DA este egal cu segmentul DC. Dacă BAC are 120 de grade și ABC, ABC, triunghii soscel, unghiul BAC 120 de grade și este unghiul din vârf, conform proprietății triunghiului isoscel, unghiurile de la bază au aceeași măsură. Prin urmare, unghiul B egal cu unghiul C și egal cu 180 minus 120, totul împărțit la 2. Deci unghiurile de la bază au 30 de grade. AD și DC, din datele problemei, au lungimi egale. Dacă au lungimi egale, conform definiției triunghiului Isoscel, ADC este triunghi Isoscel. Scriem lucrul acesta. AD. Egal cu DC, rezultă triunghiul ADC, Triunghi Isoscel, prin definiție. Dacă este Triunghi Isoscel, prin definiție, știm că avem și proprietățile Triunghiului Isoscel, și anume unghiurile de la baza Triunghiului Isoscel sunt congruente. Dacă AD este congruent cu DC, în triunghiul isoscel DAC, bază se consideră AC. Atunci, pe DCA îl cunoaștem de 30 de grade și concluzionăm că și DAC are 30 de grade, da? Deci, în triunghiul isoscel DAC, de bază AC și vârf D, unghiul DCA, unghiul DCA este congruent cu unghiul DAC. Cum DCA are 30 de grade, rezultă că și DAC are 30 de grade. Rezultă că unghiul BAD are 120 minus 30, adică 90 de grade. Concluzie AD perpendicular pe AB. La punctul B ne cere să aflăm valoarea produsului CD ori CB. Observăm că triunghiurile CDA și CAB sunt asemenea, sunt triunghiuri isoscele asemenea și scriem raportul de asemănare ca fiind CD pe CA egal cu CA pe și din acest raport de asemănare rezolvăm folosind proprietățile proporției și obținem că CD ori CB egal cu CA la pătrat. Dar CA are lungimea egală cu AB. De ce? Triunghiul ABC, am spus că este isoscel conform ipotezei, de vârf A, da? deci din ipoteză, rezultă că AB egal cu AC, egal cu 10 cm și de aici CD ori CB egal cu 10 la pătrat, adică 100 de cm pătrați și am răspuns problemei. Ni se dă un triunghi dreptunghic în B și M simetricul punctului A față de B. Ne cere să arătăm că triunghiul ACM este isoscel. Știm că triunghiul ABC este dreptunghic în B. AB și BC sunt perpendiculare, iar AC este ipotenuza triunghiului. M este simetricul lui A față de B. Ce înseamnă simetricul lui A față de B? Că vom continua segmentul AB cu un segment egal cu el în partea de jos a desenului, BM este segmentul congruent cu AB și spunem că punctul B este mijlocul segmentului AM sau mai spunem că M este simetricul lui A față de punctul B. Mai știm din ipoteză că CB este perpendicular pe AB, dar cum B se află pe segmentul AM, atunci spunem că CB este perpendicular pe segmentul AM. Mai departe, cum arătăm noi că triunghiul ACM este isoscel? Putem să arătăm, folosind o proprietate importantă a triunghiului isoscel, aceea că, dacă două linii importante din triunghi coincid, atunci triunghiul este isoscel. Adică dacă BC, care e perpendicular pe AB și este înălțime în triunghiul CAM, coincide cu mediatoarea lui AM sau este bisectoare pentru a CM sau este mediană în triunghiul ACM? În cazul de față, observăm că CB, care este înălțime în triunghiul ACM, da, exact cum am spus, CB perpendicular pe AB, este și mediană. De ce este mediană? din proprietatea simetricului A față de B, adică BM egal cu BA. De aici avem concluzia că CB este și mediană, dar ea este înălțime din datele problemei. Deoarece punctul B, exact cum am spus, se află pe segmentul AM, conform construcției făcute, Concluzionăm că CAM este triunghi Isoscel. O altă demonstrație pentru această problemă ar fi fost folosind cazurile de congruență pentru cele două triunghiuri dreptunghice ABC și CBM, caz de congruență catetă-catetă. Și așa demonstram că cele două triunghiuri ABC respectiv. CBM erau congruente conform cazului catetă-catetă, de unde reieșea că ipotenuzele AC și MC sunt congruente. Prin urmare, triunghiul CAM este isoscel. În interiorul triunghiului ABC cu AB egal cu AC se consideră punctele M și N astfel încât segmentele BM și NC sunt egale, iar unghiurile MBA și NCA sunt congruente. Aici avem A. Ne cere să demonstrăm că triunghiul AMN este isoscel. Încă din ipoteză cunoaștem că BM este congruent cu CN, MBA este congruent cu NCA da. AB congruent cu AC. Și atunci ce am făcut? Am constatat că cele două triunghiuri AMB și ANC sunt congruente conform cazului latură, unghi, latură. De deci ce am spus că unghiurile ABM și ACN sunt congruente pentru că așa ne-a dat problema. Ne-a spus oare problema că triunghiul ABC este isoscel? Nu ne-a spus, dar ne-a dat datele problemei și, practic, noi am concluzionat că triunghiul ABC era. Triunghi isoscel pentru că avea două laturi congruente, iar unghiurile de la bază congruente, și atunci triunghiul ABC este isoscel. Din datele problemei, constatăm că și triunghiurile ABM și ANC sunt congruente conform cazului latură, unghi, latură și au în final laturile AM și AN congruente, concluzie, triunghiul AMN este și el triunghi isos cel. Cum sunt toate unghiurile AMN și ANM? Sunt congruente conform proprietății triunghiului isoscel, unghiurile de la bază sunt congruente. În final, avem o temă pe care o veți găsi pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoală. Problemele sunt asemănătoare cu cele discutate acum. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc! La revedere! Pe data viitoare!